În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubiți frați și surori, Hristos a înviat. Și slăvit să fie Domnul. Vreau să citesc întâi din cuvântul Domnului câteva versete. Tot din Evanghelia de astăzi, de la Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 27. Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Deși alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar aceasta s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Ne vedem la o adunare de comemorare. Și așa cum s-a amintit de fratele Viorel, au trecut și prin mintea noastră frații care i-am cunoscut din lucrarea oastei Domnului din cetatea Matca, care au adus lucrarea oastei Domnului până la noi. Și am citit din locul acesta, sigur, Evanghelia este atât de frumoasă și mă gândeam la un lucru care am vrea să-l împărtășim în locul acesta. Frații spuneau că ar fi vrut să pun această adunare de comemorare în Duminica Sfintelor Mironosițe. Dar datorită unei nunți, au mutat-o în această duminică, așa zisă, a lui Toma, Duminica a doua după învierea Domnului. Cred că este atât de potrivită ca această adunare de comemorare de la Matca să rămână în această duminică, încât se potrivește cu sfinții noștri înaintași care îi avem în cetatea aceasta și care au fost niște oameni credincioși, niște frați destoinici, niște frați care cu adevărat au adus lucrarea Domnului până aici cu roade, așa cum s-a amintit. Vedem noi că Evanghelia de astăzi ne arată căci Domnul Iisus a venit și ucenicii stăteau încuiați de frica iudeilor. Dar Domnul Iisus, după ce a înviat, a intrat pe ușile încuiate și le-a spus, pace vouă. Și apoi le-a spus, luați Duh Sfânt, suflând peste ei, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora le vor ține ținute vor fi. Și apoi ucenicii îi spune lui Toma, a înviat Domnul. Toma spune, eu nu voi crede până nu voi pune eu mâna și degetul în coasta lui. Și Mântuitorul vine a doua oară și intră iarăși, după 8 zile, așa cum s-a citit. Și iarăși spune ucenicilor, pace vouă. Și îl cheamă pe Toma și spune, Toma, vină în pace. Pune tu palma și degetul în semnul cuilor mele și în coasta mea și vezi că eu sunt. Toma cade în fața Mântuitorului și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, ferice de tine, Toma, că ai văzut și ai crezut. Dar mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Prea iubiți frați și surori, întreb și eu astăzi, vrei să faci parte din cei mai fericiți din vremea aceea, care au trăit momentele cu Mântuitorul, precum ucenicii și Toma îndeosebi. Domnul fericește mai mult pe cei care nu văd și cred. Și știm noi din Evrei capitolul 11 ce înseamnă credința. Simbolul credinței sau definiția credinței.
că este o încredințare puternică în lucrurile care nu se văd. Și fratele Viorel amintea că și credința este una singură, iar crezuri sau credeuri, spune fratele Traian, sunt mai multe și acestea sunt false. Credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în tot ce a făcut El pentru mântuirea noastră. Spune fratele Traian într-o poezie, să crezi adânc în Dumnezeu cel veșnic și lui Hristos adânc să-i te apreci, că nu-s mai mulți mântuitori pe lume, ci numai El de acum și în veci de veci. Iar Părintele Iosif amintește din punctul acesta de vedere și spune că sunt trei feluri de credințe. Și minunile care s-au făcut, dacă suntem atenți și am citit Evangheliile și ne aducem aminte una din cele care au fost făcute cu durere în momentul când Domnul Iisus cobora de pe muntele Tabor, l-a întâmpinat un om care avea copilul său îndrăcit. Și l-au dus la ucenici și ucenicii n-au putut să-l vindece. Și l-au adus la Domnul. Și Domnul, după ce ceartă Duhul și îl alungă din copil, copilul își revine, îi dă mâna și își revine. Acest om cade în genunchi și spune, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci Mântuitorul l-a întrebat, crezi că pot face lucrul acesta? Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Orice lucrare mare nu se face decât pentru o credință mare. Pentru o credință mică nu putem face nimic. Orice lucrare mare se face pentru o credință mare. Pentru că și dacă vedem și din apostolul de duminica trecută și din apostolul de astăzi, vedem că și ucenicii Domnului, Petru și Ioan, când au mers la Poarta Frumoasă și au dat de acel loc din naștere, i-a spus, aur și argint nu avem, dar în numele lui Hristos, ridică-te și umblă. Și ologul acesta și-a revenit, pentru că ce-a avut credință. Pentru că și Sfântul Petru spunea, oameni buni, de ce vă uitați la noi așa, ca și cum am fi făcut noi ceva? Nu noi am făcut, ci e Hristos, în numele lui Hristos, cel care voi l-ați răstignit și l-ați spânzurat pe dealul Golgotei și El a înviat. În numele Lui se face toate aceste minuni. Și dacă vedem în apostolul de astăzi, în care ucenicii, după ce au făcut această minune, au fost închiși, au fost bătuți și închiși. Și amintea părintele profesor, dacă am fost atenție, spunea că două lucruri le trebuie unui om credincios. Să creadă puternic în lucrarea pe care o face, adică să nu fie fricos și să nu fie leneș. Fiecare dintre noi care am pus mâna pe plug și plecăm la Arad și plecăm în slujba lui Hristos, trebuie să nu fim fricoși. Trebuie să credem puternic că izbăvirea e a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și nu e a omului. Și să nu fim leneși și nici neroditori, așa cum s-a amintit. De aceea, Sfântul Petru și Sfântul Ioan au mărturisit cu putere și i-au luat și i-au închis și apoi un înger a Domnului i-a scos și iar i-a găsit în templu mărturisind cuvântul lui Dumnezeu. Și s-au dus la mai mari și oamenii aceștia, închisoarea este închisă cu lacă și cu tot ce este. Iar ei mărturisesc pe Hristos în templu. Aduceți-i înapoi. De ce faceți lucrul acesta? Și Sfântul Petru cu putere spune, de cine să ascultăm? De oameni sau de Dumnezeu? Noi ascultăm de Dumnezeu și l-au mărturisit pe Hristos cu putere mai departe. Și frumos s-a amintit lucrul acesta în care fratele Traian deslușește și spune, ce mare binecuvântare este ca omului Dumnezeu să mărturisească pe Hristos în templu, în biserică. Pentru că și ei au fost scoși afară. Au fost scoși afară în pridvorul lui Solomon.
Știți ce înseamnă lucrul acesta? Din cetatea Ierusalimului, undeva într-un hol, au fost dați afară și ei mărturiseau cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Și m-am gândit cât de potrivit este cu lucrarea oastei Domnului. Pentru că, și prea iubiți frați și surori, a fost o vreme în care și oastea Domnului a fost scoasă din biserică. Și Părintele Iosif a spus așa: să rămâneți la streașul meu, dar să nu vă depărtați de biserică. Căci lucrarea oastei Domnului a venit în biserică, prin biserică, și aici trebuie să aducă revigorarea poporului în biserica bună și străbună, și nu în afara ei. Să nu ne depărtăm de Ierusalim, să nu ne depărtăm de biserică, să nu ne depărtăm de oastea Domnului. Care s-au depărtat de Ierusalim n-au mai primit pacea lui Hristos și n-au mai primit puterea Duhului Sfânt. Dacă ucenicii ar fi plecat de la Ierusalim când Mântuitorul a venit pe ușile încuiate, cei care n-au fost acolo n-ar fi primit Duhul Sfânt. Așa este pentru noi care ne vom depărta de biserică. Nu vom mai primi Duhul Sfânt. Și cei care vor se vor depărta de Ierusalimul oastei, unde este Duhul lui Dumnezeu și Duhul Părintelui, Profetului Țării și poporului nostru, a lucrării oastei Domnului, nu va primi Duhul Sfânt. Pentru că și toată puterea Duhului Sfânt acolo va rămâne. În biserică, la mormântul Părintelui Iosif și în lucrarea oastei Domnului. Odată ce ne-am depărtat, ne-a părăsit Duhul Sfânt. De aceea, cred că este atât de potrivită apostolul de astăzi să înțelegem, prea iubiți frați și surori, să-l punem pe inima și pe sufletul nostru și să înțelegem ce este lucrarea oastei Domnului. Pentru că spun un lucru de care nu știu dacă mă veți înțelege greșit, dar eu cu mâna pe inima mea, cu conștiința în păcată și în fața lui Hristos, spun cuvântul acesta. Fratele Haralambie mi-a spus un lucru. Frate Nelu, să știți că fratele Viorel a înțeles și vede lucrarea oastei Domnului așa cum am primit-o noi la început. Întotdeauna să vedeți lucrurile acestea și așa să le vedem cu toții. Pentru că și lucrarea oastei Domnului este în biserică și în templu să-L mărturisim pe Hristos cu putere, ca să vină puterea Duhului Sfânt peste fiecare dintre noi. Spunea Părintele Iosif că sunt trei feluri de credințe. O credință adevărată care s-a amintit și vedem și din apostolul de astăzi, că și oamenii din vremea aceea scoteau pe bolnavi, pe șchiopi, pe orbi, pe cei care erau și zăceau în paturi, îi scotea pe uliță, ca numai umbra Sfântului Petru, dacă trecea pe acolo, se vindecau. Întrebăm astăzi, oare umbra Sfântului Petru îi vindecau pe oameni? Sau credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Prea iubiți frați și surori, credința noastră în Dumnezeu ne va vindeca pe noi și copiii noștri și familia noastră și adunarea noastră și pe toți cei care îi avem în grijă. Credința lor noi trebuie să ne facem datoria și Hristos își va face lucrarea peste fiecare dintre noi. Este o credință, amintea Părintele Iosif, de formă. Și Sfântul Apostol Pavel spune că sunt credincioși evlavioși, dar care îi tăgăduiesc puterea cuvântului lui Dumnezeu. Mă întreb astăzi și vorbeam și la biserică, pentru că își mă doare sufletul. Abia acum înțeleg și eu pe Părintele Iosif, când nu se vede schimbare în popor. Și oamenii vin de formă la biserică și vin pentru că așa a prins și așa trebuie să dea o pomeliță lumânare. Și cum vin, așa plec. Și durerea aceasta mă doare și le vorbesc cu putere. Nu știu câți vor înțelege, dar îi spun Domnului: Doamne, lucrează Tu în inima și în sufletul lor. Și sunt credincioși nebuni pentru Hristos, așa cum s-a amintit și amintește și fratele Traian și spune: bucăți de mare în parte, pe drumuri să mă poarte, tot nu mă vor desparte de Tine, Tu, Iisus. Aceasta este credința adevărată în Hristos. Ca nebuni să plecăm. Doamne,
Nu mi-este teamă de oameni, nu mi-este teamă de nimeni, indiferent ce s-ar întâmpla cu mine, că eu știu că Tu ești cu mine și eu cu Tine. Și să putem spune așa cum au putut Sfinții Părinți să spună, când îi spunea, te răstignesc cu capul în jos. Da, abia aștept și eu să mă întâlnesc cu Domnul meu și Mântuitorul meu, să-i văd fața, să-i văd semnele, să-i văd cununa unei stat pe frunte. Așa precum Toma, spun Sfinții Părinți, că degetul lui Toma a rămas roșu toată viața lui până a plecat. Și a fost chizuit și răstignit. Și spune că mergea în India și arăta degetul și spunea, degetul meu este mărturie că Hristos a înviat. Dragii noștri, frați și surori, mărturia aceasta trebuie să fie peste fiecare dintre noi. Sunt credincioși atei, adică necredincios total. Pentru el nu există Dumnezeu, pentru el nu există rai, nu există iad. Există numai viața aceasta și atât. Am cunoscut un astfel de om și Sfinții Părinți spun un lucru. Spune mai degrabă ateu decât un credincios de formă. Evlavios, dar care tăgădui în puterea lui Dumnezeu. Și spuneam că am cunoscut un ateu la Ierusalim, acum vreo 7-8 ani, chiar la începutul misiunii mele la Ierusalim. A venit o doamnă și s-a spovedit, era un notar public care a ieșit la pensie și mi-a spus, părinte, am o durere mare. Am și ginerile și fata aici, cu mine și nepoțica de 17 ani. Ginerile meu este medic, neurochirurg în Iași. Și este un ateu total. Nu vrea să audă de Dumnezeu. Fata mea este credincioasă, este medic la Sfânta Maria, la copii în Iași. Ea este credincioasă, dar Dumnezeu i-a pedepsit și le-a dat fata bolnavă. Este la liceu și este bolnavă și își doresc un copil de 17 ani și Dumnezeu nu le-a mai dat. Datorită necredinței acestui genere a meu, nu-l pot convinge nici într-un fel că există Dumnezeu. Vă mai spun un lucru astăzi, a venit la noi la biserică un om din Brăila care a ieșit de 3 ori campion mondial la culturism și de 5 ori campion mondial european. Cunoscându-l pe părintele Paisie din Brăila, a venit și a mărturisit un lucru. A venit și când a plecat în Spania, chiar în prima zi a luat acest titlu. În prima zi de Paști. Și a venit și atunci noi l-am binecuvântat, a plecat și a luat acest concurs, ieșim pe locul 1 și când i-am dat microfonul, a spus, Dumnezeu a fost cu mine și mi-a ajutat. Fără de Dumnezeu nu puteam face nimic. Și a spus, mai repetați o dată, domnule Emil. Și a mai repetat o dată încă în fața poporului. Fără Dumnezeu nu puteam face nimic. Iată, oameni care nu sunt în vastea Domnului, doar vin și ei la biserică să primească o binecuvântare, dar au o credință puternică și Dumnezeu i-a ajutat. Și spuneam de acest medic că își coboram de pe muntele fericirilor, unde am ținut un cuvânt acolo, că de fiecare dată, la fiecare popas, citeam din Biblie și mărturiseam poporului. Și a venit la mine și mi-a spus, părinte, vorbiți de bucuria mântuirii, ce este aceasta? Dar cu un reproș foarte profund. Sigur, în primele momente m-am zdruncinat și am stat și am spus, Doamne, ajută! Și atunci mi-a venit în minte cuvântul părintelui Iosif, care a avut o convorbire cu un doctor. Și l-am întrebat, domnul doctor, sunteți doctor? Da. Dumneavoastră, cum vedeți durerea? Se pipăie. Se gustă, se miroase, nu, se simte. E, aceasta este și bucuria mântuirii care o are orice om în suflet când se întâlnește cu Hristos. Omul acesta a dat un pas înapoi și a zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat cuvântul potrivit. Vă spun sincer, trecuse 2 zile până atunci și mai aveam 4, n-am mai plecat de lângă mine. N-am mai plecat și stătea lângă cuvântul lui Dumnezeu. În momentul când am ajuns la Sfântul Sava, undeva la o mănăstire, în 800 de metri coborâre, n-au voie să coboare femeile, decât numai bărbații. Și erau 8 bărbați și 50 de femei.
din pelerinii care aveam. Și a coborât acești 8 bărbați. Cunoscând un preot de acolo, mi-a zis, eu am treabă, vă ocupați și faceți tot ce trebuie. Ne-am închinat la Sfântul și am mers și ne-am pus în genunchi. După ce am dat acatistele și toate celelalte și m-am rugat știindu-i durerea acestui om. Și am spus, Doamne Dumnezeule, Tu știi pentru ce au venit oamenii aceștia. Au venit pe urmele Tale pentru că să-și împlinească dorințele sufletelor și durerea lor. Doamne, poate sunt unii care își doresc un copil. Ai grijă de ei. Răspunde-ne Tu spre să fie spre slava Ta și spre mântuirea lor. Cu lacrimi. Și când am plecat, am văzut omul acesta plin de lacrimi. Și omul acesta a venit și mi-a spus, Părinte, simt o bucurie. Simt o bucurie în inima și în sufletul meu. Simt că Hristos mă iubește. Prea iubiți, frați și surori, la un an și jumătate omul acesta a avut un băiat. Putea să fie mărturie, putem merge în ea și veți vedea lucrul acesta. Asta înseamnă să credem puternic în Hristos, să ne facem datoria și orice ar veni peste noi, să nu ne temem. Sfinții noștri părinți, atât de mult mi-a vorbit fratele Haralambie, care mi-i părinte duhovnicesc, atât de mult mi-a vorbit fratele Vasile Costea, care mi-i părinte duhovnicesc, atât de mult am lucrat și am fost împreună lucrător cu fratele Grigorie, care mi-a fost atât de drag. Știți că nu l-am înțeles mai mult după ce a plecat. Atât de mult l-am înțeles și l-am ascultat și l-am citit și am spus, Doamne, lângă ce om am stat și cu el am lucrat. Noi am văzut atâta putere în cuvânt cât văd acum. Aceștia au fost oamenii și frații noștri care au adus lucrarea oastei Domnului până aici. Să căutăm să le urmăm credința, să călcăm pe urmele lor, să credem puternic că cei așa au fost. Mi-aduc aminte de fratele Haralambie, 25 de ani, poate mai mult, am mers la Sibiu împreună. Îmi era atât de drag, era ca un copil, era atât de curat și sincer la suflet ca un copil. Sincer vă spun. Omul acesta mi-a pupat mâna. Și m-am înfiorat și m-am îngrozit, Doamne, cum el este ca tatăl meu. Că am avut o discuție între noi. Și fratele Vasilică cu lacrimi în ochi a venit și m-a îmbrățișat. Cerându-și tare el care era ca tatăl meu. Și-mi venea atât de greu și am spus, frate Vasilică, eu trebuie să-mi cer iertare. Nu, frate Nelu, eu trebuie să-mi cer iertare. Și așa au plecat oamenii aceștia curați la Dumnezeu. Atât de mult îmi vorbea fratele Haralambie, stătea pe frig și ger, lângă mormântul părintelui Iosif. Nu era un frate lucrător, dar cred că a lucrat mai mult ca oricine. N-a părăsit Ierusalimul, n-a părăsit niciodată, a stat acolo de veche. Eu poate mă duceam și mai mă așezam pe un mormânt sau pe altul sau pe o bancă. Fratele acesta stătea în frig și în ger, nemișcat, 3, 4, 5 ore care erau acolo și erau bătrâni. Ăștia sfinții noștri care se roagă pentru noi. Chiar astăzi am vorbit la biserică și aminteam de cuvântul părintelui profesor Vasile Micoc, pentru că sunt oameni care vin și nu cred în sfinți. Vin și nu cred în minunile care s-au făcut. Și m-a întrebat un credincios și spune, Părinte, vin oamenii și spun că cum mori, așa vei rămâne. Nu este adevărat că sfinții înviază și că... Și am spus, dragul meu, Biserica Ortodoxă și oastea Domnului ne învață nu să credem în sfinți, să vorbim cu ei. Ai pus bani la pictura bisericii. Da, frate Mitică, mergi și vorbește cu Sfântul Dumitru, care l-ai ca purtător. Cum să vorbesc cu el? Mergi și vorbește cu el și îți va răspunde. Și vei vedea că vei fi binecuvântat și mângâiat și alinat. Așa voi face, Părinte. Așa să facem și noi, prea iubiți, frați și surori. Să-i cinstim pe înaintașii noștri. Să călcăm pe urmele lor. Și să le urmăm credința. Amin. Slăvit să fie Domnul. Hristos a înviat.